اليوم فيها كي نشوفك انا يا نرتاح لو ننسى اليوم فيها وبك انت انا نداوي الفرح انت الحبيبه اللي نبغيها وبك انت انا نداوي الفرح انت الانسانه اللي نبغيها ماريا ماريا يا الزينه يا عربيه يا العزيزه عليا روحي نور عيني ماريا ماريا يا الزينه يا عربيه يا العزيزه عليا يا باديش خدتيها انتي ani mariilor, tuturor celor care observează ziua de numele, urăm un sincer la mulți ani. Am ales din nou să începem această oră de emisie cu o dedicație muzicală pentru sărbătoriții zilei de azi. De asemenea, nu stăm foarte mult pe gânduri și colegii noștri de la departamentul știri au și o știre legată, un material video legat de semnificația numelor. Numelor sau de Maria? Numelor Maria, da. Că erau știri derivate, aceste nume derivate de la Maria. Era o știre zilele trecute și cu semnificația. Cu toate numele, da. Dar acum vorbim despre semnificația numelor care sunt derivate de la Sfânta Maria și, cum spuneam, sunt aproape 10% dintre românii care își serbează azi onomastica. Urmărim știrea video, după care revenim.
Numele Maria este unul dintre cele mai întâlnite nume de pe întreaga planetă, însă lași sunt aproape 30.000 de marii și aproape 4.000 de bărbați cu numele Marian. Puțin peste 3.000 sunt doamnele care se numesc Mariana, iar numele Marin este purtat de 1.654 de domni sau domnișori. Sunt sărbătorite și cele pe care le cheamă Mărioara, în județul Sălaj, fiind 537 de persoane cu acest nume. Pe lista sărbătoritelor sunt trecute și doamnele ce poartă numele Mioara, Marina sau Mia. Ziua de 15 august este plină de tradiții și obiceiuri. În dimineața acestei zile se tămâiază mormintele, bărbații schimbă pălăria cu căciula și se deschide sezonul nunților. Tot în popor se spune că ziua de 15 august este ziua care desparte lunile călduroase de cele reci. La mulți ani, unde-i Sergiu? Acolo-i Sergiu, uite, sub masă. Sunt drag pantofi. Da, am revenit din nou. Suntem aici, alături de dumneavoastră. 9 și 8 minute. Citim câteva știri din Cancan. Da. Hai să începem cu Clicul, care și el are tot felul de subiecte legate de sărbătoarea Sfintei Marii. Da, nu prea are foarte multe. Am dat un articol interesant, 4 idei cum să-ți petreci vacanța de Sfânta Maria. Sunt câteva știri interesante. Da. Prima pagină totuși din Click vorbește despre Ștefan Stan, care dă pe ghet pahar după pahar de dorul Andrei Mantea. S-a despărțit de Mantea de 2 luni, dar încă suferă. Au trecut 2 luni de la despărțirea de Andrei Mantea și Ștefan Stan e tot singur și foarte trist. Cântărețul a fost surprins noaptea trecută în timp ce șineca marul într-o sticlă de vin. Cărcota și spun chestia asta. Acum, dacă bei o sticlă de vin, neapărat ești încă în suferință, nu știu. Da, cum sunteți obișnuit, în pagina 3 de la Click găsiți fete frumoase, ca și în Libertatea cu pagina 5, adică ceva de gen. Așa, și că Andreea Mantea este în vacanță de 3 săptămâni în Costa Rica. Bruneta și-a vizitat o prietenă care a plimbat-o peste tot și care i-a fost ghid, arătându-i toate frumusețile acestui loc exotic. Vedeta s-a bucurat de razele soarelui la mii de kilometri distanță de țară și a făcut baie în Marea Caraibelor și în Oceanul Pacific. Cântărețul suferă în singurătate cu gândul la vacanța pe care trebuia să o petreacă în Costa Rica alături de iubita sa. Așa. Și că băutura a încins atmosfera, așa că Ștefan s-a aruncat în piscină să se răcorească. E aici cu niște prieteni la piscină. Le-a mai dus vin. Prietenii la o piscină, cu siguranță, au chefuit până dimineață. Nu ne spune cu cine sau cu ce. Șoferii mai uită de necazuri atunci când sunt trași pe dreapta de polițiste. Te-a oprit vreodată o polițistă? Da, m-a oprit. Și ai avut ceva trăiri mai interesante, că te-a oprit? Nu. Nu, n-a fost dragoste la prima vedere, dacă nu. Ne puteți opri, nu ne supărăm. Sunt câțiva bărbați care dau niște declarații vis-a-vis de aceste chestii. Da. O poză cu Becali, de adevăr, a slăbit în cele 3 luni după gratii. Omul de afaceri a fost dus ieri în fața magistraților, unde și-a motivat cererea de întrerupere a pedepsei. Era îmbrăcat la costum, dar parcă mai grizonat decât îl știam eu și mai slăbit. Da, îl afectează totuși, pe orice om îl afectează, privarea de libertate. Mi se pare cea mai grea chestie așa care trebuie dusă. 4 idei pentru mini-vacanța de Sfânta Mărie. Hai să le luăm pe rând așa. Prima ar fi mănăstirea Nicula. Zeci de mii de credincioși vor participa la slujbele de la Mănăstirea Nicula, cel mai cunoscut loc de pelerinaj în ziua de Sfântă Mărie. Pelerinii vin să-i mulțumească Maicii Domnului că i-a ajutat să treacă peste greutăți sau să o roage să le dea sănătate și fericire. Bătrinii și tinerii din toate colțurile țării se roagă la Maica Domnului, înconjurată de în genunchi și în coate, bisericuța de lemn din curte dorm sub cerul liber. Liturghia va începe astăzi de la ora 9 și va fi oficiată de Mitropolitul Clujului Andrei Andreguț. Deci, în urmă cu 11-12 minute a început liturghia. După slujbă, mănăstirea va oferi o masă caldă, obișnuitele sarmale, 16.000 la număr și cozonac.
da. Petreceri nesfârșite pe litoral, e al doilea sfat sau a doua idee. Litoralul este plin de surprize pentru bugetarii care aleg să-și petreacă mini-vacanța de Sfântă Maria pe malul mării. Cap de afiș va fi ziua marinei, normal programul zilei de astăzi începe la ora 10 și se termină târziu în noapte. Marinarii vor încânta publicul cu jocuri marinărești și exerciții demonstrative. Zeul Neptun poate o să fie și mazăre pe acolo cu celebrele sale care alegorice. Zeul Neptun, însoțit de nimfele sale, va ura vânt din pupa navelor de pe faleza cazinoului. În weekend se întorc dacii și romani în cetatea Tomis la festivalul antic, frumos. În parcul Tăbăcărie se anunță bătălii spectaculoase, demonstrații tactice, ateliere, ceramică, fierărie, expoziții de gastronomie. Iată, și la Constanța se întâmplă lucruri în acest weekend. A treia idee este grătarul la munte. Valea Prahovei va fi luată din nou cu asalt de zeci de mii de români. Asta e știrea națională. Noi putem spune că puteți ieși pe Meseș sau în zonele de baie, de să vă scăldați la, să spunem, stațiunile cunoscute de la noi, Băile Boghiș, Broscărie și în județul Satu Mare, chiar în Satu Mare și Tășnat. Cei care vor altfel de servicii, să spunem, mai ok, poate să meargă în țara vecină, în Ungaria. Așa că tone de mici, pulpe de pui și cefă de porc vor sfârși în zona de la Valea Prahovei. Mă rog, sunt câteva zone care le cunosc cei din acea zonă, normal. Și a cincea idee, plimbări gratuite cu vaporașul în parcul Herăstrău. Da, e mai mult pentru bucureșteni. Noi, așa cum am zis, adineauri, avem, slavă Domnului, unde să mergem în aceste zile. Doar vremea să ține cu noi, să nu apară ploile, deși, din câte am văzut, e destul de înorat cerul. Sperăm să avem totuși un weekend reușit din punct de vedere al vremii. Câteva știri macabre, n-o să le zic, ne-am săturat doar să le vedem în fiecare zi la știrile naționale. Și biletele de tren se vor scumpi cu până la 10% de la 1 septembrie. Hai să dăm doar cele care ne interesează pe noi. București, Cluj-Napoca, Interregio de la 85 de lei la 94,5. București, nu, Satu Mare, Baia Mare, Regio, clasa a doua, de la 7,3 la 7,5, nu mi se pare foarte mult. Restul sunt rute de, uite, și București, Timișoara, Interregio, clasa a doua, de la 95 la 105 lei. Mă rog, oricum, deși au scumpit biletele, se știe că CFR, Marfa și Călători e în picaj. E în picaj total. Vasile Vulcan spune că băiatul lui nu-l recunoaște, mă rog, are certificatul lui, sunt mai multe aici. Radu Vulcan spune: amintirile pe care mi le trezește sunt dureroase, nu-l mai recunoaște de părinte. Zăvorancele pun la cale o afacere cu haine de lux, investesc câteva sute de mii de euro ca să aducă în România un brand de lux. Și că Teo s-ar mărita iar cu Iosef. Teo Trandafir și Constantin Iosef au divorțat de Crăciun după o căsătorie de 6 luni. Poate i-a făcut o ofertă de nerefuzat Iosef la Teo, că nu prea mai văd pe Teo să dea înapoi, dar mă rog. Soțul bebelușei Oana a rămas fără verighetă. Auzi, fosta bebelușă Oana Ioniță și soțul ei, tenorul Florin Budnaru, se află în luna de miere. Practic au fost nevoiți să o amâne până la iarnă, iar între timp s-au mulțumit cu escapat de la malul Mării Negre. Chiar în ultima zi au avut însă parte de un incident care i-a întristat. La nici 3 săptămâni de la nuntă, soțul Oanei și-a pierdut verigheta în mare. Da. Interesant. Mm-hmm. Probabil o amazoancă sau o sirenă i-a furat-o. Da, da. Michael Douglas, sau Douglas cum spun unii, vrea copiii cu orice preț. Actorul de 68 de ani a început deja bătălia după ce a divorțat de Catherine Zeta-Jones. Spuneam că e un cuplu frumos al Hollywood-ului acesta, dar iată, după 13 ani de căsnicie,
a divorțat de Catherine Zeta-Jones, care spune că a luat-o pe ulei, spune Michael Douglas. Actorul a hotărât să ducă mai departe războiul pentru averea de 300 de milioane de dolari, cerând în instanță și custodia celor doi copii pe care i-au împreună, Dylan și Caris. E sătul până peste cap de capriciile și apucăturile maniacale ale soției sale. Nu știu ce o fi apucat-o pe Zita Jones, dar iată că au divorțat după 13 ani. Pagina de sport, Chiricheș, 1 milion de euro pentru grupele Ligi. Fundașul central a fost convins să rămână la Steaua după ce i s-a oferit o primă colosală. 1 milion de euro, super tare, da. Și bine a și făcut, spun eu. Așa și dezastru pe linie la tineret. Am înțeles că ne-a bătut și Danemarca. Și Săndoi spunea că doar a fost marți 13, știi? Deci altă scuză nu a găsit, doar că a fost marți 13. Ce să mai vorbim de naționala lui Pițurca, care a jucat execrabil aseară și am putea spune, dacă nu era un amical, am pierdut 2 puncte, nu am câștigat 1 punct. Și că fostul antrenor al ceferiștilor, Mircea Rednic, spune că portughezul e pe foraj la Cluj după ultimele evenimente și declară că, virgulă, Cadu s-a născut obosit. Da, în ultima vreme am văzut că acest jucător Cadu făcea vestiarul, făcea echipa la Cluj, ținea vestiarul, cum se zice, că așa. Și antrenorii erau cam săpați, de ce, adică ce zicea Cadu era lege, antrenorii erau cam săpați de partea prietenilor. Deci prietenii lui Cadu îl ajutau foarte mult pe Cadu să facă echipa, bineînțeles. Reflexoterapia ajută la vindecarea psoriazisului. Dacă vreți să vedeți amănuntele în ziarul Click de astăzi, și dacă ești la dietă, cu semnul întrebării, nu trebuie să renunți la dulciuri. Nu o să slăbești prea repede dacă se întâmplă lucrul acesta. Și ultima pagină, a operat traficantul ca să-i fure drogurile. Am văzut știrea aceasta. După ce a subtilizat câteva pungulițe de heroină din stomacul unui traficant, acest doctor din Bogotol, așa, din Siberia, regiunea Siberia, și-a însușit și el o punguliță, că na, trebuia să heroină pură sau nu. Cam atât din Click de astăzi. Da, pentru că mai avem doar puțin până la pauză, zic că este momentul să vedem și sfaturile de sănătate ale Siminei. Da, cu siguranță. Ne vorbește astăzi despre... Simina vorbește în această dimineață despre alimentele bogate în calciu. Păi, neapărat. Simina, te ascultăm. Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă doză de sănătate. Astăzi mă voi adresa celor care nu prea consumă lactate sau pur și simplu nu le place să consume produsele lactate. Nici mie personal nu prea îmi place să le consum. Dar pentru a avea un aport considerabil de calciu în organism, v-am găsit soluțiile atât pentru dumneavoastră cât și pentru mine. Sunt o serie de alimente care ne ajută să aducem organismului acea cantitate de calciu care este atât de benefică. Cum să-ți mărești aportul de calciu fără să consumi lactate? E o întrebare recurentă. Calciul este indispensabil pentru oase sănătoase, dar acesta nu trebuie să vină neapărat din produsele lactate. În cele ce urmează, vă voi expune o serie de alimente foarte bogate în calciu, benefice organismului nostru. Voi începe cu semințele de susan. Aceste micuțe semințe minunate au un conținut mare de calciu, dar și de asemenea alte minerale și vitamine importante. Semințele de susan proaspete conțin aproximativ 1000 de miligrame de calciu la 100 de grame. Semințele de chia sunt și ele foarte bune, iar mulți dintre noi nu știu că semințele de chia conțin cantități mari de calciu și de asemenea omega-3 și acizi grași, esențial pentru sănătatea noastră. O porție de 100 de grame de semințe chia îți asigură aproximativ 631 de miligrame de calciu. Legumele verzi cu frunze verzi, mă refer aici de la spanac la varză, ne asigură calciul din aceste legume cu frunze verzi, practic este o alegere excelentă. De exemplu, spanacul are un conținut foarte bogat de calciu. O ceașcă de spanac, conținând aproximativ 56 de miligrame de calciu, iar 100 de grame de varză cale, conține aproximativ 139 de miligrame de calciu. Semințele de in. Nu sunt doar bogate în calciu,
și se îmbogate de asemenea și în grăsimi. În grăsimi omega 3. Asigură-te că vei consuma semințe de in între mese, deoarece uleiul rafinat din semințele de in își pierde nivelul de calciu, deci trebuie să le consumăm întregi, datorită sistemului de procesare. Semințele de in sunt de asemenea o bună metodă de a-ți îmbunătăți sănătatea sistemului intestinal. Quinoa este și ea foarte bună. Este o cereală sănătoasă. O ceașcă de quinoa îți oferă aproximativ 60-100 de miligrame de calciu și de asemenea sunt bogate în cantități de potasiu, zinc și proteine. Melasa neagră, foarte benefică și ea pentru aportul de calciu. Aceasta nu este doar un îndulcitor excelent pentru ceaiuri și prăjituri. Cu un conținut ridicat de vitamine multiple și minerale, o lingură de melasă neagră îți oferă 172 de miligrame din doza zilnică de calciu. Nu uitați de portocale! O ceașcă de suc de portocale, proaspăt stors, îți oferă aproximativ 72 de miligrame de calciu. Să nu mai vorbim despre conținutul enorm de vitamina C, care îți crește considerabil nivelul de absorție a calciului în organism. În afară de vitamina C și calciu, portocalele sunt de asemenea o bună sursă de potasiu, vitamina A și beta-caroten. Nu le lăsați deoparte! Fasolea. Cele mai multe tipuri de fasole sunt foarte bogate în calciu. De exemplu, fasolea albă conține aproximativ 175 de miligrame de calciu la o porție de 100 de grame. Brocoli. O ceașcă cu aceste buchețele verzi oferă aproximativ 74 miligrame de calciu împreună cu 120 de miligrame de vitamina C, care îți ajută corpul să absoarbă mai ușor calciul. Brocoli conține de asemenea mari cantități de vitamina K, vitamina A, acid folic și fibre. Fructele uscate și nucile sunt și ele bogate în calciu. Multe fructe uscate au un conținut ridicat de calciu. De fapt, dacă mănânci 5 smochine uscate pe zi, îți asigură 135 de miligrame de calciu. Migdalele sunt de asemenea foarte bogate în calciu. Crude sau untul de migdale îți oferă 266 miligrame de calciu la o porție de 100 de grame. Pe lângă fructele uscate și plantele uscate sunt foarte benefice în a-ți aduce aportul de calciu benefic organismului. Cine ar fi crezut că prin simpla adăugare de plante uscate în mâncarea ta îți crește aportul de calciu? 100 de grame de cimbru uscat conține 2132 de miligrame de calciu. Alte plante uscate cu un conținut bogat de calciu sunt mărarul, busuiocul, mărghiranul, oregano, semințe de mac, mentă, semințe de țelină, salvie, pătrunjel și rozmarin. Nu uitați că organismul nostru are nevoie de calciu și este la îndemâna noastră să-i aducem un aport considerabil prin alimentație. Atât pentru azi la Doza de Sănătate. Vă doresc o zi frumoasă tuturor! Vă las în compania colegilor mei, Paul și Cipri. Mulțumim, Simina, pentru sfaturile tale. Promitem că vom ține cont de ele, dar pentru că timpul nu prea are răbdare cu noi, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care ne revedem la 9:30 de minute. Există lucruri în viață care contează, pentru care trebuie să lupți. Lucruri care sunt făcute cu suflet, cu multă pasiune și dragoste. Aceste lucruri dau valoare în viața ta și în casa ta. Mobila Simex. Din mâini meșteșugite și cu bucuria de a crea, lemnul prinde viață și culoare acum la casa de mobilă Simex. Iubitorii de artă în mobilă ne cunosc, ne sunt prieteni și ne recomandă. În Șimleu, Silvaniei, pe Tudor Vladimirescu, numărul 24 sau pe mobilasimex.ro. Casa de mobilă Simex. Arta de a face mobilă. Vineri, 16 august, începând cu ora 19, vă așteptăm la Party Transilvania. Scapă de monotonia orașului și vino să petreci în aer liber la Meseș Horizont, la ieșirea din Zalău spre Trestea. Un party animat de cei mai buni DJ din Transilvania, care vor transforma o noapte de vară într-o petrecere incendiară. Ia-ți gașca și hai să încingem noaptea! Eveniment organizat de Radio Transilvania, parteneri media Regio TV Transilvania, magazin Sălăjan și ZTV.ro.
Ana Adam și urmărești Regio TV. Salut, sunt Andreea Bălan și vă urmăriți Regio TV Transilvania. Vă pup! Aici e ca la popa. Ne învârtim în jurul cozii. Acesta este capitalismul, asta e competiția. Foarte bine. Nu asta mă schimbă nimic. O să intrăm în faliment, e foarte clar. Măgatul, ce zic eu. Eu nu sunt comentator. E o minciună, știți foarte bine. Vă țuc pătăți. Pa. And you guys are watching Radio TV. Eu sunt ce rebel, eu sunt ce rebem, eu sunt ce bani, eu sunt ce boss. Și mă uit la... Dimineața din nou. Sergiu cu șmecheriile lui de dimineață. Izi, tu ce pape acolo? Nimic, nu vrea să vorbească cu noi. Bun, continuăm cu știrile din Can-Can. Mi-a spus și lui Ciprin pauză de publicitate. Fuego, interpretul cu miliarde de fani. Da. A avut o întâmplare paranormală în pădure. M-am uitat spre cer și am văzut-o foarte clar pe Fecioara Maria cu Iisus. Incredibil acest om. Fuego a fost eroul unei întâmplări care l-a marcat pe viață. În timpul unei ieșiri la iarbă verde cu prietenii, i s-a arătat Fecioara Maria, pe care ortodoxii o comemorează azi, de Sfântă Maria Mare. Potrivit celor de la Wow Biz, pentru Fuego este o zi specială care aduce aminte de o întâmplare extraordinară petrecută acum câțiva ani. Eu sunt foarte credincios și mulțumesc mereu gândului Dumnezeu pentru acest dar pe care mi l-a dat. Dar să vă spun despre întâmplarea paranormală. Acum câțiva ani eram la un picnic cu prietenii. Vremea era frumoasă, soarele zâmbea pe cer, așa că ne-am hotărât să ne mai destindem puțin ieșind la iarbă verde. Nu vreau să știu cum s-au destins. Da, nu vrem amănunte, da. Nu vrem amănunte de la Fuego cum s-a destins el. Sau s-a întins. La un moment dat, o nebuișnită rafală de vânt și ploaie și un nor negru. Au întunecat pădurea. M-am uitat spre cer și am văzut-o foarte clar la cerul nor, silueta Fecioarei Maria cu Iisus.
După ce s-a înseninat, mi-am întrebat amicii dacă au văzut și acele forme. Mi-au spus că nu. O vorbă din bătrâni spune că acesta este un semn bun și că va merge bine. Adevărul este că după aceea am avut noroc, mi-a dat Dumnezeu și mai multă putere de a trece peste lucrurile grele, de a muși la albume pentru a însenina sufletele miliardelor de fani. Catralioanelor de fani. Este incredibil. Tot o vorbă din apropo de chestia aia că și-a întrebat prietenii dacă a văzut acele forme pe cer. El spunea că este Fecioara Maria și pruncul Iisus și că vorba din bătrâni spune că acesta este un semn bun. Tot o vorbă din bătrâni sau un banc zice în felul următor: am fost la psihiatru și psihiatru mi-a spus că nu sunt normal, dar vocile din capul meu spun că nu e adevărat. Da, e. Cam așa este și cu Fuego. Da. Vreau înainte de toate că mi-am adus aminte totuși că și Mara se serbează astăzi de ziua numelui. Îi spun fiicei mele Mara la mulți ani. Așa, cu ocazia aceasta te salut că s-a trezit și ea. Nu o să știu dacă îi pune piesa Pohui, că tot mi-o cere piesa. Piesa Pohui vrea? Pohui, da. Bun, atunci la ieșirea din emisie o să avem da. Pohui. Nu că ni Pohui de ce se întâmplă, da, da, e cu piesa asta rămas fixată cu Pohui. Deja deci în mașină, oriunde mergem, doar Ina cu Carlos Dream. Pohui, Pohui. Da, probabil vă aduceți aminte pe Mara. Mara a venit la noi în studio la zilele da. Orașului atunci. Da, 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 da. Era îmbrăcată precum Cleopatra Stratan. Pregătită să zic o poezie și s-a amuțit. Da, e încă micuță, da. Sperăm să ia, deci, mă rog, calități de artist. Prin casă deja cântă la tuburi de spray, cum fac, știi, toate artistele astea acum care sunt pe val ziceau că au cântat sub duș cu tubul de spray în mână. Am văzut-o și pe Mara pe acolo dansând și cântând. Bine. Uite, fițe de vedetă. Și-a trimis șoferul 1300 de kilometri pentru a aduce o țigară și a plătit 2300 de euro pentru ea. Incredibil. Kate Moss. Da. Face orice pentru a nu mai fuma țigări normale. Modelul a plătit un bilet de avion de peste 2000 de euro șoferului ei doar pentru a aduce țigara electronică pe care a uitat să-și o pună în bagaj când a plecat în vacanță. Aflat în Spania, alături de familia ei, Kate Moss și-a obligat șoferul să zboare cu primul avion pe o distanță de mai mult de 1300 de kilometri doar pentru a nu se întoarce la vechile obiceiuri. Se pare că motivele care au făcut-o pe Kate să renunțe la țigări au fost ridurile și semnele de îmbătrânire și nu mai vrea să contribuie cu nimic la apariția lor. Are și o vârstă undeva, se apropie de 40 dacă n-a trecut, dar oricum la trup arată destul de bine. Adică... Sunt curat la trup, curat la suflet. Mai puțin la suflet. Mai puțin la suflet. Bun. Dacă tot asta este sărbătoare, vreau să vă dau o știre interesantă. Ce face Easy? Easy. Citește presa. Raga, citește presa. Hai, o cafea de dimineață, văd că s-a adaptat așa. Îi place la show matinal lui Easy. Bun. O statistică interesantă realizată de cei de la încont.ro. Vreau să vă spun că Sălajul este județul cu cele mai multe biserici pe cap de locuitor. Yeah! Avem câte o biserică la 474 de persoane. Doamne, ocrotește-i păsălăjeni! Hai că facem rapid un calcul simplu. Noi avem o populație de aproximativ 200... Stai că calculez eu acum. 220.000 de locuitori. Deci, împărțit la 474 de persoane, nu? Că atâta... Da. 474... Cam 464, aproximativ 460 de lăcașuri de cult avem în județul Sălaj, ceea ce înseamnă un lăcaș de cult la 474 de persoane. Dar tot acel studiu arată că Sălajul conduce și la numărul de unități de învățământ pe cap de locuitor. Yeah! Suntem județul cu o unitate de învățământ la fiecare 1928 de locuitori. Deci aici ți-am mai zis-o că La bănci nu s-a făcut... La bănci, nu? Și băncile. La bănci și la păcănele. Păcănele, da. Da, este interesant. Într-adevăr, avem și cele mai multe biserici pe cap de locuitor, dar avem în același timp și cele mai multe școli pe cap de locuitor. Da. Ideea este că tot timpul Sălajul la examenele de bacalaureate naționale, indiferent de ce a fost vorba în învățământ, tot timpul s-a situat în prima parte a clasamentului per medic. Top
realizat la nivel național pe anumite criterii, nu neapărat pe câți participanți la Olimpiadă. Pe mai multe criterii, Liceul Apii a luat locul 1 la nivel național. Deci asta a fost pentru mine știrea știrilor din învățământ pe anul acesta. Iar ca participare la Olimpiadă, așa, se știe CNSU e destul de bate detașat ce alte licee, dar oricum, de să ai două licee într-un top, mă rog, diferit alcătuit, pe primul fiind API acolo și pe primul fiind undeva CNSU, mi se pare destul de bun. Plus că am avut și note de 10 totuși la bacalaureat, că în București a fost doar o singură 10 din câte știu. Da, noi am avut 4 10. Ar fi interesant să luăm legătura cu prietenii noștri care da, au luat 10 la bacalaureat, să vedem cum au rezolvat cu admiterea. Cu admiterea, da. Bun. Trec mai departe la știrile din mondenul României, din showbiz. Vă spun că solistul Gheorghe Gheorghiu Gigi Gheorghiu, da, așa spun cei din Libertatea, și-a tras o nevastă cu 25 de ani mai tânără. Uite, Gigi Gheorghiu da. A reflectat bine la referendul care l-a făcut celebru, unde dragoste nu e, nimic nu e. Astfel că el și-a făcut curaj și a cerut mâna iubitei sale, Iulia, în vârstă de 34 de ani, care, pusă fața faptului împlinit, a acceptat pe loc să-i devină nevastă. Romanticul gest a fost stropit cu lacrimi din partea viitoare mirese, dar și îndelung aplaudat și apreciat de prietenii acestora strâns să sărbătorească evenimentul într-un restaurant. Ia. Hai să vă arăt și niște poze cu cei doi. Tentat. Eu sunt nebunul care te iubește. Mare piesa aia. Eu sunt acel frumos nebun și după aia i-a venit, dar unde dragoste nu e, și s-a terminat. E gata, povestea. Uite, Gigi și Iulia se iubesc în mare discreție de mai bine de 3 ani, timp suficient să-și dea seama că au toate șansele să le prindă pensia împreună. Sau a, ea, asta e. Ea da. Nu prea, el da, dar da. Ea. Da, da, da. Uite. Ea e? Da. Da. Frumos și pe ce să. Nu, Anca tot. Nu, Anca tot. Da, mă gândeam că Anca a rămas o femeie, într-adevăr. Printre da. Puținele. Iulia este de profesie jurist. Și au decis să-și unească destinele anul viitor, undeva prin luna iunie, pe plaja Perla Venusului, locul în care de o căruță de ani artistul își amplasează tabăra de vară. Are nașii viitorului cuplu vor fi Marius Gavrilă, soția sa Ionela. Nu-l cunosc pe Marius Gavrilă. N-am pierdut nimic, Sarin. No. Nu e... S-a iubit pătimaș cu Anca Turgașiu. Deși mie mi se pare Anca Turcașiu foarte frumoasă, adică Gigi Gheorghiu nu pot fi că e un macho man super bărbat, adică da, mă rog. Bun, trec de la extremă la alta. În luna septembrie pe România îi așteaptă un nou val de scumpiri la produsele lactate. Vă spuneam asta și ieri, nu se știa exact cât vor crește, cât vor fi majorate produsele lactate. Uitați, prețurile vor crește și cu 20%, producătorii dau vina pe facturile mari la utilități și pe taxele percepute de stat. Mai mult, China și Rusia, cei mai mari consumatori de lapte din lume, anunță că vor importa din Europa. Prin urmare, cererea lactatelor va fi mare, oferta mică, iar prețul la raft va crește. Laptele românesc ar putea ajunge pe mesele asiaticilor și rușilor, întrucât cele două țări au refuzat importul de lapte din Noua Zeelandă, în urma depistării în acest produs a bacteriei care provoacă botulism. Cererea externă, susțin specialiștii, va determina scumpirea produselor autohtone cu 20%. De asemenea, prețul biletelor la tren va fi majorat cu 10%. O altă lovitură pentru bugetul românilor va fi scumpirea biletelor la tren. CFR a motivat această hotărâre prin evoluția inflației și costurile crescute ale energiei, combustibililor și pieselor de schimb. Normal că piesele de schimb sunt foarte, foarte scumpe la râșnițele alea care circulă, cutiile alea de... Da, da, da. Easy. Sper că nu are de gând să ne fericească. Da. Bun. A reacționat și la scumpirile biletelor. Probabil țineți minte celebra mașină românească Allseat, nu? Mai da. Țineți minte Allseat-ul? Era și o piesă cu Radu Mazărit și-mi blochează roata la Allseat. Nu știu dacă
E atunci când bloca... Uite, cine credea că bătrânul Rosit mor și îngropat ar putea avea o mare surpriză dacă ar da de mașina de imagine din trafic. Uitați cum au tunat un Rosit, da. Românașii noștri. A făcut-o decapotabilă. Super, deci mașina... Arată foarte bine. Mașina Allseed când a venit aici, unde e mobila aici pe Tudor, era expo mobila pe Tudor la Dimirescu, avea reprezentanță Allseed-ul, au dus un Allseed roșu, a venit ca la zilele orașului, a venit Zalaoanii, mi-au aminte că eu nu am trecut strada și am văzut mașina, au scos geamul ăla mare, că n-am știut cum să bage mașina înăuntru. Prin geam au introdus un Allseed roșu frumos. 3 zile au venit Zalaoanii să vadă acel Allseed. Și la Mecca pe Lărgaș, nu? Da, și s-au și cumpărat, să știi, foarte multe. Adică nu aveau ele, nu urcau ele bine așa în pantă, dar pe drum drept prindeau niște viteze și erau bune. Cei de la Citroen luaseră atunci, erau în parteneria cu cei de la Craiova. De aceea a fost Holt Seat, deci după modelul Citroen, nu mai știu care model, C5, ceva de genul. Da, varianta veche s-a făcut acel Citroen. Singura lui problemă după câțiva ani, că se aprindea, deci nu avea nimic. Mergea, funcționa, din toată se aprindea motorul. Au fost groare, poate să confirme cei de la ISU, de la pompieri, că cele mai multe incendii la mașini le-au avut la Citroen. Și acum am înțeles că prin țară care mai au mașini, le lasă incendiate pe marginea drumului. Au ele ce, la un anumit timp de kilometri, ceva se întâmplă la partea electronică sau un scurt circuit și... Da, erau mașini bune. Vă spun că mașinuța a fost surprinsă pe străzile din Cluj-Napoca și aparține unui localnic. Da, deci la Cluj-Napoca, aici, în apropiere de noi. Cele mai multe mașini de epocă vechi sunt la Cluj-Napoca, la nivel național. Da. Clujenii se pare că au făcut o pasiune în... Și am avut o broscuță, nu știu acum mai vezi prin oraș că circulă, Sălaj 01 AXD, roșie. Da, am avut-o și eu vreo 2 ani, dar prin reparație, n-am reușit să... Și am dat-o la un pasionat de ăsta de broscuțe, chiar a investit mult în ea și l-am văzut că mai circulă cu el. Era din 64, îți dai seama că e destul de veche. Interesantă mașinuță. Bun. Din nou, v-am spus, Gigi Becali, cu toate că este în pușcărie, face subiectul știrilor în fiecare zi. De exemplu, a apărut primul om care vrea la pușcărie în locul lui Gigi Becali. Subsemnatul Lef Nicolae Ștefan, domiciliat în strada Avicola, oraș Pantelimon, județul Ifor, prezenta scrisoare deschisă, cer să fiu încarcerat în închisoarea Jilava în locul domnului Gigi Becali, deoarece consider că acesta este nevinovat. Uitați, finanțatorul clubului Steaua a fost dus ieri la curtea de apel în București, acolo unde magistrații s-au pronunțat asupra cererii de întrerupere pentru 3 luni a executării pedepsei de închisoare. Dragă atenție a fost însă captată de Nicolae Ștefan, de 63 de ani, care a depus o cerere la penitenciarul Jilava, pe care a solicitat nici mai mult, nici mai puțin decât să execute el pedepsa privativă de libertate în locul patronului stelist. Eu doresc așa, toată perioada, iar în perioada sau în zilele în care el va fi eliberat pentru problemele lui personale, să-i țin locul cază loc în pușcărie. Zice, mă, cred că zil se bazează pe dreptul roman, știi? Da, da, oricum, frumos gest. Bineînțeles că poate totuși s-a gândit o clipă că, bă, dacă fac acest gest și ar accepta magistrații lucrul acesta sau judecătorii, îmi va revine o sumă de bani după... Mai stau 2 ani, după aia sunt boier toată viața, nu? Gigi că l-ar fi umplut de bănuți. Oricum, ideea este în felul următor, dacă tot sărbătorim Sfânta Maria, Nicolae Ștefan, cel care vrea să ia locul lui Gigi, că în pușcărie spune că pentru cât bine a făcut Gigi, ar trebui să îi se spună Gigi Becali, ci Maria ta. Da, asta cu... Lasă să spună alții, să spună, Doamne, Doamne, lucrul acesta nou. Oricum, ideea este că magistrații de la Curtea de Apel București au respins lui Gigi Becali cererea de liberare, de întrerupere a pedepsei pentru 3 luni de zile pentru a nu se ocupa de problemele din afaceri și la clubul Steaua. Da, deci să meargă nu în muncă în folosul comunității, să-și facă munca la clubul Steaua, adică da. Cum alții muncesc în alte domenii și el. Bun, uitați, probabil că le consum zilnic cele două alimente bombă pe care trebuie să le eviți.
Nu există un control al rețetelor, susțin voci din partea autorităților care reglementează punerea pe piață a alimentelor din carne. Potrivit șeful Direcției Sanitare din Timiș, asistăm la un vid legislativ în ceea ce privește alimente de origine animală, iar singura soluție este să citim cu maximă atenție etichetele și să cumpărăm produse care conțin exclusiv carne. De exemplu, pateul de porc. Doamne, dacă ți-i de bun. Da. Pateul de porc conține 25% ficat de porc, slănină, apă și gumă xantan. Guma xantan conține mare. Apă, ficat de porc, slănină, șorici, lapte semi-îngresat. Mod de fabricare, ca și alte mezeluri cu care se înrudește, pateul de porc de față se naște în Malaxor. În 10 kg de produs găsim doar 2,5 kg de pateu de porc. Multă apă, slănină, șoric fin măcinat și resturi chimicale venite să lege combinația de masă organică de origine animală. Părerea specialistului, medicii spun că a mâncat pateul acesta este ca și cum ai bea cola, adică e la fel de nesănătos. Dacă te uiți pe etichetele băuturilor de tip cola, vei găsi și acolo sirop de glucoză și gumele respective. În concluzie, nu e deloc recomandat diabeticilor, dar nici celorlalți în exces, pentru că poate predispune la această boală. Cremvurștii de pui. Aceștia conțin doar 40% carne scoasă mecanic. Adică carne scoasă mecanic, oase cu tot, este sformată, nu? Nu știu. 60% apă și slănină. Da. În modul de fabricare a cremvurștilor, în 10 kg de cremvurști găsim numai 4 kg de piept de pui. Carnea scoasă mecanic de pe oase este măcinată fin, împreună cu slănină, bucăți de piele de pui, după care totul se combină cu apă, condimente, amidon și soia. La final, pasta rezultată este colorată cu carmin alimentar, apoi se formează cremvuștii ambalați în membrane, care se fierb și se afumă înainte de a intra în pungile de plastic porționați pentru vânzare. Părerea specialistului legată de cremvuști, medici avertizează că, în loc să fie un produs dietetic, carnea de pui fiind considerată slabă, acești cremvuști sunt un pericol pentru sănătate, fiind în fapt plin de grăsimi care ne pot îmbolnăvi de boli vasculare. Consumul repetat poate crea în timp probleme de colesterol. Acești cremvuști conțin grăsime de porc în stare pură, slănină, care este cunoscută pentru creșterea colesterolului. La fel, pielea de pui este plină de grăsimi, a explicat doctorul Gheorghe Menicilicovski. Când merg la magazin, asta zici, dați-mi niște cremvuști de pui, că nu au așa mult colesterol, sunt mai sănătoși. Iară încă o înșelăciune, așa, știi? Ne mințim pe noi. Până la urmă și pateul de pui e tot între la fel de... noi e furtună iar, nu? Da. Până la urmă și pateul de pui e la fel de nociv. Dacă cremvuștii din pui sunt nocivi, la fel e și cu pateul. Adică nu pui pateul de porc, pui pateul de pui în fica de pui. Care, na, ca să faci o cutiu să dai de fica de pui, îți trebuie o grama de pui uciși. Da. Da. Sunt... Da, în mare parte așa ar trebui să citim etichetele atunci când luăm produsele. Știm că nu se întâmplă lucrul acesta. Puteți face un exercițiu în acest sens, să mergeți într-un magazin, un retailer ăsta mai mare și să vedeți cum se aruncă produsele. Deja e o chestie mecanică, așa, involuntară. Știi deja ce trebuie să cumperi, nu te mai uiți, te-ai obișnuit cu acel produs. Se umple coșul, știi cât ai bugetul la casă și cum e acum pe teren, grătare mici, alte chestii. Da. Bun. A trecut nu, așa repede. Nu mai avem timp de stat în emisie alături de dumneavoastră. Urăm încă o dată la mulți ani tuturor celor care serbează azi onomastica, Maria, Marian, Marius, Mara, Maricica și toate derivatele. Marinică, da, sunt aproximativ 10% dintre români, 10% dintre români își serbează azi onomastica, le urăm încă o dată la mulți ani și de asemenea tuturor stălăjenilor care se uită în această dimineață la noi. În ultimul rând avem o dedicație muzicală pentru voi și vreau să vă reamintesc că dacă aveți treburi pe la instituțiile statului mâine, să știți că nu vor lucra, nu puteți merge la impozite și taxe, dacă aveți de depus acte contabile vor fi depuse abia luni, dacă aveți de scos certificate, permise, alte chestii, de asemenea acestea vor fi dedicate abia luni pentru că bugetarii sunt liberi și azi și mâine. Dar noi nu suntem liberi, noi ne revedem mâine dimineață la aceeași oră, la ora 7, va fi o ediție de weekend. Până atunci, vă urăm o zi minunată, la mulți ani încă o dată, petrecere plăcută tuturor sărbătoriților. Vă pupăm, vine noi piesa. Ieșim. Azi trebuie să vă fie pohui de tot. Și mâine și weekendul, da. Da. Pohui. Să vă simțiți bine. Până...
seară, e sfârșit de lună și tu stai pe galeac, dar ți-ți-i pohui de toată lumea. Stresată de știri și de sfârțiri din seriale, de fițele ei, de mărci acoltei și VVV cu fructe goale, așa de pohui de faptul că-s reduceri mari dintr-un buticuțoale. Dum, 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 cu căștile pe cap, de singur pe drum. Dum, 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 ce vrea ca cineva să simtă tot ce simți acum. Dum, 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 cu căștile pe cap, de singur pe drum. Ce vrea ca cineva să fie lângă tine acum. Lângă tine acasă este niște boși, o leacă de smântână. Niftemul o veni factura la lumină. Pornește televizorul ca sunet de fundal. Acolo trei deștepți discută ultimul scandal. La ții pui, tu ieși afară. Și pentru că e vânt, apuci țigară în scară. Pui căștile și te gândești pe cine vrei să vezi diseară. Dum, 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 cu căștile pe cap, mergi singur pe drum. Dum, 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 ce vrea ca cineva să simtă tot ce simți acum. Dum, 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 căștile pe cap, de singur pe drum. Dum, 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 ce vrea ca cineva să fie lângă tine acum. Lângă tine acum, lângă tine acum, lângă tine acum, lângă tine acum. Și sunt momente și chiar și zile în care bei chiar dacă știi că iei pastile, în care ciocolata distruge orice dietă, în care pe la 12 noapte îți place ceaiul cu cotlete, în care vrei să dormi și luni și marți sunt pe la 9, în care ai pantofuri dar chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile,